Polițiștii ar trebui să primească uniforme noi anul acesta, însă nu toți. Abia peste 3 ani ar putea ajunge noile uniforme în întreaga țară. Schimbările sunt radicale, iar Ministerul Afacerilor Interne are în derulare licitații uriașe. Inflația a lovit însă și la acest nivel. Față de ultimele achiziții, acum hainele oamenilor legii sunt duble la preț. Nu lipsesc nemulțumirile nici de această dată. Noile uniforme de poliție sunt diferite față de ce poartă oamenii legii de mai bine de 20 de ani. În garderoba polițiștilor apare și tricoul, atât cu mânecă scurtă, cât și cu mânecă lungă. Iar pardesiul ar urma să fie o piesă de bază pentru polițiste. Sindicatele din poliție se plâng că nu au fost consultate și spun că hainele nu vor fi suficiente. Există în momentul de față 3 tipuri de uniformă care vor fi date în dotarea angajaților Ministerului Afacerilor Interne, și anume o uniformă care să fie folosită de către angajații aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și direcțiilor subordonate, inclusiv Inspectoratul General pentru Imigrări, un alt tip de uniformă pentru Poliția Română, cea mai mare armă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și o a treia uniformă pentru colegii de la Poliția de Frontieră. Reprezentanții SIDEPOL spun că ar fi trebuit să existe un singur model pentru toți polițiștii. IGPR are în derulare mai multe proceduri de licitații. 3 contracte au fost semnate doar pentru încălțăminte. Până în luna septembrie, la Poliția Română ar urma să ajungă mai multe articole vestimentare. O pereche de pantofi de intervenție pentru iarnă, atât pentru femei cât și pentru bărbați, costă 400 de lei. Cei de vară s-au licitat la 365 de lei. În schimb, ghetele purtate la intervenții iarna costă peste 440 de lei, iar cele pentru vară 405 lei. Sunt scumpiri față de anii trecuți. În 2020, pantofii erau aproximativ 160 de lei, iar ghetele puțin peste 200 de lei. Nu ne rămâne decât să sperăm că acest proces de schimbare se va face cu profesionalism, astfel încât licitațiile aflate în curs de derulare să aducă la sfârșitul anului, sperăm noi, uniforme de calitate la cele mai înalte standarde în domeniu pentru toți polițiștii din cadrul armelor subordonate MAI. Primii care vor îmbrăca noua uniformă ar trebui să fie ofițerii de poliției promoției 2022. Abia până la finalul anului 2024, uniformele ar urma să ajungă în întreaga țară. Reprezentanții ministrului și ai poliției române nu au dorit să ofere un punct de vedere oficial.